De ieri, Căminul Cultural din Sânta Andrei, închis de peste 8 ani, și-a regăsit utilitatea. La dorința micii comunități ce aparține de orașul Simeria, primarul Iulius Bedea s-a făcut luntre și punte și a reușit să le ofere locuitorilor un spațiu unde să se recreeze în timpul liber. Inițial, locuitorii și-au dorit o filigorie, dar propunerea lor a fost respinsă de către consilierii locali. Ambiționat de acest refuz, primarul Bedea le-a oferit localnicilor din Sânta Andrei mai mult decât și-au dorit, un centru civic modern. Această inițiativă, în primul rând, să știți că nu a venit de la mine. A venit de la un prieten de-al dumneavoastră, un cetățean, vecin, sătean, este domnul Silviu Artean. Dânsul a venit la mine și nu de mult timp. Bine, am menținut legătura cu toți sătenii din sat și mi-a spus așa, domnul primar, dacă tot consilierii locali nu au aprobat acea filigorie pe care am vrut să o fac, unde este parcul de joacă, în sensul în care sătenii din sat mi-au spus, domnule, noi venim cu copii și nu avem unde să stăm decât avem o bancă mică. Am vrea o filigorie. Am propus o filigorie, într-adevăr, o filigorie frumoasă, cea mai frumoasă, cred că, din toată zona aceasta. Asta a fost în 2021. Consilierii locali au respins această inițiativă a mea. În sensul acesta, domnul Artean mi-a spus că s-a sfătuit cu dumneavoastră și, practic, acest proiect, să zic așa, Centrul Civic Sânt Andrei, este proiectul dumneavoastră. În acest sens, vreau să vă spun cel mai sincer, prin faptul că dumneavoastră mi-a spus să fac tot posibilul și domnul Artean să-l deschid acum, când avem aceste zile de sărbătoare și aceste zile de concediu. Participanții la inaugurarea Centrului Civic din Sânt Andrei, precum și noul spațiu amenajat pentru desfășurarea unor activități de recreere a locuitorilor, au primit binecuvântarea preotului Ciprian. Dumnezeu să primească rugăciunile noastre, să ne binecuvinteze pe toți, să binecuvinteze locul acesta și pe toți cei care vor veni aici spre a-și relaxa, spre a-și alunga, să spunem așa, grijile din viața de zi cu zi. Bunul Dumnezeu să ne răsplătească tuturor celor care, împreună cu domnul primar, au reușit, iată, și au amenajat acest spațiu pentru cei de aici, din satul nostru, și nu numai, pentru toți cei care vor păși pragul acestei locații. Bunul Dumnezeu să le răsplătească dragostea și jertfa și să înmulțească Dumnezeu în casele lor toate bunătățile. În zilele următoare vor fi montate și dotările, masă de biliard, televizor, aer condiționat, calorifere electrice pentru iarnă și jocuri de societate. Imediat după sărbători, după Paște, practic vom veni cu mobilier nou. Deci am alocat bani pentru această chestiune. Deci vom avea mobilier nou în acest centru civic al dumneavoastră, al sătenilor din Sânt Andrei. În această zonă, probabil undeva aici sau aici, vedeți noastră cum veți hotărâ. Astăzi a plecat o echipă la Cluj, va lua o masă de biliard și o va monta aici. Această masă de biliard va fi montată mâine, în cursul zilei de mâine, posibil până la amiază. Este o masă de biliard, am ales-o să fie multifuncțională, în sensul în care nu o veți folosi, ea se poate forma ca o masă. O altă chestiune, în acest spațiu am pus televiziune, fibră optică, internet, aveți televizor cu plasmă, LCD de ultima generație, practic este un centru al dumneavoastră, să socializați, să vă simțiți bine, să discutați, să jucați un remi, o șeptică. Știu foarte bine că noastră mi-a spus că singurul loc era aici pe terasă, ceea ce vă și întâlniți, doar că terasa nu este deschisă tot timpul și nu aveți unde să stați. Ei, tocmai din acest motiv am făcut acest centru. Nu ne oprim aici cu dotările, mai am să pun aer condiționat, cu toate că o să vedem dacă e necesar, pentru că vara, sunt convins că aici este foarte bine că e răcoare, acest centru va fi dotat și cu calorifere electrice. Deci acum urmează să ne pregătim practic și pentru iarna care urmează. Ca dumneavoastră aici să vă strângeți și să vă simțiți bine. De asemenea, am amenajat și o toaletă, este chiar aici, este dotată cu tot ceea ce trebuie, practic este la cheie.
când avem timp, ne întâlnim aici la terasă, aia se închide la ora 7, după aceea în casă, nu avem ce face. Afară nu poți să stai. De-aia am insistat, dacă se poate, să ne ajutați cu spațiul ăsta. S-a făcut, de acum avem un loc unde, nu-i păcat de atâția ani stă căminul ăsta, de... N-ai un loc unde să intri atâta clădire. Acum avem unde, din oameni bătrâni, copii, să uită la televizor. Mai departe avem unde să, dacă fiecare ce vrea, o șeptică, remi, tablă, șap. Asta este, vă mulțumim și... Și pentru că inițiativa acestui proiect și toată lupta pentru realizarea lui au aparținut comunității, panglica inaugurală a fost tăiată de reprezentantul micii comunități, Silviu Artean. Aveți onoarea din partea mea, primar al orașului Simeria, vă spun sincer, nu este, cum să spun, eu am fost doar liantul, am încercat să fac ceea ce mi-a spus dumneavoastră. Dar inițiativa a fost a dumneavoastră. Deci, din partea mea, dumneavoastră sunteți cel care trebuie să taie panglica acestui centru al satului Sfânt Andrei. Vă mulțumesc frumos pentru idee, pentru inițiativă, pentru sprijin și vă doresc multă sănătate dumneavoastră și tuturor. Pași de fericit. Vă mulțumesc. Să fie într-un ceas bun. Domnul Pirean. Doamna Pirean.